Peștișorul de Aur. Sunt Carina Bechir și astăzi, împreună cu invitații mei de astăzi, vă invit să ne urmăriți până la orele 12 și sper eu să vă bucurați alături de noi de atmosfera de sâmbătă pe care am obișnuit noi așa să o creăm de câțiva ani încoace. Ei bine, dacă sâmbăta trecută am avut o emisiune plină cu cântec și voie bună, astăzi am ales să trecem la dans. Ei bine, pentru mulți dansul este o simplă relaxare sau o distracție, dar să știți că dansul executat într-un mod plăcut, cu precizie și foarte corect, se dezvoltă prin foarte, foarte multă muncă. Invitații mei de astăzi vă vor povesti toate aceste lucruri și veți afla cam câte ore muncesc ei pentru un minuțel, două, pe care voi le puteți observa și admira, desigur. Dar o să aflăm mai multe chiar de la ei, pentru că, așa, de bun venit și de început, eu vă adresez întrebarea sau provocarea de a-mi spune fiecare în parte numele, prenumele complet, școala, vârsta, să vă faceți voi așa o autocaracterizare, cum s-ar numi, la școală, știți? Nu vreau eu să vă introduc foarte mult în școală, dar cu siguranță vă este termenul cunoscut. Deci de unde începem? Din stânga sau din dreapta? În dreapta? Hai să începem cu partea dreaptă. Cum te cheamă? Mă cheamă Gheorghe Mihai Octavian. Vârsta? 9 ani. Clasa, școala, unde înveți? Școala gimnazială numărul 7 Buzău, clasa 3B. Îți mulțumesc tare mult, acum mergem mai departe și o să vă rog pe fiecare, așa să spuneți voi numele, clasa, vârsta, da? Mulțumim. Uite, o să vă dau și un microfon verde, da? Așa. Și o să te rog să ne spui și tu ce vârstă ai, cum te cheamă. Pe mine mă cheamă Troncaș Mihnean. Da. Sunt de la școala numărul 11 Buzău, clasa 4E și am 11 ani. Mulțumim. Mai aproape microfonul ca să ne auzi. Mine mă cheamă Neagu Alin Ionuț, sunt de la școala numărul 11 Buzău și sunt clasa 3AD și am 10 ani și jumătate. Mulțumim! Pe mine mă cheamă Tarău Denis Marian, sunt clasa 3AC, gimnazială Vadopașii și am 9 jumate ani. Mulți înainte! Pe mine mă cheamă Alex Bărdescu Cristian, am 8 ani, sunt la școala gimnazială Episcop Dionisie Romano și sunt în clasa 2A. Îți mulțumim tare mult, ia să vedem noi acum dacă luăm microfonul roșu și îl dăm în partea stângă, să vedem fetele dacă au mâncat azi dimineață și dacă se aud bine și tare. Pe mine mă cheamă Ion Andreea Diana, am 10 ani jumate, sunt în clasa 4D și învăț la școala gimnazială numărul 7. Îți mulțumesc! Ia să vedem, cred că microfonul roșu are ceva cu băieții astăzi, nu se aude la băieți, da? Și trebuie să ne descurcăm tot cu microfonul verde, deci verde pentru băieți, nu mie și mie, clar, și roșu pentru fete. Pe mine mă cheamă Sandu Mihai Andrei, am 10 ani și sunt de la școala gimnazială numărul 7, clasa a 3-a. A. Și cum este între 3 fete? Să stai acum între 3 fete, că tu ești poziționat acolo între 3 fete. Cum este? Cum te simți? Bine. Bine, nu? Sunt colegele tale cu siguranță că este bine. O să te rog să dai microfonul mai departe și facem cunoștință cu... Pe mine mă cheamă Mihai Ana Maria Gabriela. Sunt la clasa a 2B, la școala gimnazială Emil Palade, școala 15 și am 8 ani și jumătate. Îți mulțumesc tare mult, dăm microfonul mai departe și facem cunoștință și cu ultima noastră invitată de astăzi, care se numește... Numele meu este Gogu Diana Teodora și am
Am 8 ani jumate. Sunt de la școala Capitan Aviator Mircea Tăbădulescu și sunt din clasa a doua A. Vă mulțumesc tare mult. Ei bine, trebuie să precizez faptul că toți invitații mei de astăzi ați văzut, deși sunt de la școli diferite, au vârste diferite, sunt clase diferite, ei fac parte dintr-o familie, să o numim așa, dance class, iar părintele principal sau profesorul se numește domnul Nedelcu Ștefan. O să facem cunoștință și cu dumnealui puțin mai târziu. Este aici, bineînțeles, alături de invitații noștri de astăzi. O să-i urmărească așa de aproape și cu siguranță la sfârșit o să vă dea și notele, dar acasă, da? Nu facem asta la noi, la emisiune. Primiți voi laudele, da? Pentru că sunt convinsă că o să fie totul perfect astăzi. Le primiți în particular la repetiții. Aș vrea să vă întreb așa pe fiecare în parte, pentru că bănuiesc că nu toți v-ați apucat în același timp de dans și nu practicați acest sport, să-l numesc? E un sport, nu? Acest sport de aceeași perioadă de timp. Așa că am să vă rog pe fiecare să-mi spuneți cam de cât timp dansați și de ce ați ales dansul sportiv. De unde începem? Ia să vedem. De aici, da? De la Mihai. Eu fac dansul sportiv de 4 ani. De 4 ani? Și de ce ai ales tu dans sportiv? Îți mai amintești așa de la început cum a fost alegerea? Da, pentru că mi-a plăcut foarte mult și îmi place să dansez. Deci îți place foarte mult să dansezi. Și cine te-a îndrumat spre dansul sportiv? Mama te-a îndrumat spre dansul sportiv. Mamei tale îi place să danseze? Da. Îi place și mamei să danseze. Auzi, foarte frumos. Mergem la Bianca. Eu fac dans de aproape 3 ani. De aproape 3 ani? Și de ce ai ales dansul sportiv și nu alt gen de dans, tip de dans? Fiindcă este foarte elegant și îmi place foarte mult. Auzi, vedeți, de la fiecare aflăm răspunsuri diferite. Mulțumesc tare mult, haideți să vedem ce ne spune și Alin. Alin, nu Mihnea. Uite, am greșit. Eu fac dans de un an și am ales dansul sportiv pentru că mai mă uitam la televizor și îmi plăcea foarte mult. Și cum te-ai hotărât? Ce ai zis? Haide că trebuie să mă duc și eu să învăț, nu? Da, am mai făcut și când eram la grădiniță. Și într-o zi a trecut domnul cu care făceam și am aflat că mai făcea dans sportiv. Și prima oară s-a dus sora mea și am vrut și eu să mă duc. Foarte bine, deci sunteți o familie de dansatori, da? Alin, acum am ajuns eu la tine. Eu fac dans sportiv de un an și două luni. Am ales acest sport pentru că mi s-a părut foarte frumos și mama m-a îndrumat spre acest dans, spre acest sport. Tu când ai auzit propunerea? Bine, fost de acord. Ai fost de acord, din moment ce ești aici, ai fost de acord, dar cine știe, poate aflu că vreunul ți trebuie să fie și forțat aici. Cred eu că nu, dar... Deci la tine a fost din plăcere și ai fost pentru această activitate. Mergem la Denis. Eu fac dans de 2 ani și tot mama m-a îndrumat să vin la dansuri. Dar alte activități mai desfășori? Da, fotbal. Fotbal. Și cum se împacă fotbalul cu dansul? Foarte bine. Tot un fel de dans și la fotbal, nu? Da, numai că... Trebuie să învăț să șutez, să driblez și să dau la poartă. Dar care ți se pare mai greu? Fotbalul sau dansul? Dansul. Dansul ți se pare mai greu? Da. De ce? Ei spune că este mai greu. Pentru că în unele zile trebuie să învăț coreografii grele și unele cele vechi le uit. Și... La fotbal e același lucru, da, nu? Da. Am înțeles. Îți mulțumesc tare mult. Haideți să vedem ce ne spune și Alex. Eu fac dans de un an și am ales acest sport pentru că este o bucurie și ceva frumos.
foarte frumos răspunsul tău, adică răspunsurile tuturor au fost foarte frumoase și îmi place că au fost diferite și nu v-ați luat așa unul după altul. Și cine te-a îndrumat spre dansul sportiv? Mama m-a îndrumat. Mama te-a îndrumat spre dansul sportiv. Și tu ce ai spus când ai auzit așa propunerea mamei? M-am bucurat. Te-ai bucurat, tot aduce o bucurie dansul. Te-ai bucurat și mai tare. Îți mulțumesc tare mult, Alex. Trecem la invitații mei din partea stângă și acum o să vorbim cu Andreea. Andreea, de cât timp practici tu dansul sportiv și de ce ai ales acest sport? Eu practic dansurile sportive de 4 ani. Am ales acest sport pentru că am vrut să fac un sport diferit de ceilalți. Și m-a îndrumat părinții, și mi-a plăcut și am continuat. Foarte, foarte frumos. Mai departe o să ne spună și băiatul nostru de aici dintre fete, Andrei. Andrei, de cât practic de 3 ani, sportiv? 3 ani. De 3 ani ești tu la dans sportiv. Și cum ai ales tu dansul sportiv? Am vrut așa, am primit un bilețel. Mă miram. Mă, dar ce dansurile astea? Așa. Și după, gata, mă duc, vreau să învăț să dansez. Așa, dar tu poți să te apuci și de stand-up comedy, cred că pe viitor. Ești foarte simpatic. Mai practici și alte activități? Nu. Nu mai mergi la alte activități, dar bănuiesc că dansul îți ocupă destul de mult timp. Da. Hai, lasă că vedem noi cum dansezi dacă tu ești de 3 ani. Ce ne spune Ana Maria? Dansurile de 3 ani. De 3 ani. Și cum ai ales tu dansul sportiv? De ce nu ai ales, uite, balet? Mie mi-a plăcut dansez și am vrut să... După ce am dansat o zi, am continuat. Așa, deci ți-a plăcut, ai continuat și se pare că această plăcere s-a prelungit pe această durată de 3 ani de zile de când tu practici acest sport. Este greu? Nu este greu. Nu este greu. Mergem și la ultima noastră invitată, Diana. Eu fac dansuri de 2 ani și am început cu ele de la clasa 1 până când a venit domnul și ne-a dat la fiecare câte un bilet. Și pentru că mi-a plăcut tot ce a scris pe el și pentru că voiam să încerc, am vorbit cu mama și a fost de acord. Deci să zicem că domnul profesor se pricepe foarte bine și la marketing, zic eu, dacă tot... a scris așa frumos pe bilet. Eu sunt convinsă că totul ce a fost scris pe bilet este sincer. Da, a fost. A fost sincer, ți s-a demonstrat acest lucru, da? Da. Tu mai practici și alte activități? Nu. În timpul liber, nu. Deci aceasta este singura activitate. Dar din clasă de la tine, atunci când tu te-ai înscris la dansuri sportive, s-a mai înscris și altcineva? Păi nu. Nu cred, nu mai știu să vă spun. Am înțeles, deci tu te-ai dus că voiam să văd așa dacă este o activitate de clasă, poate în unele cazuri, sau dacă mai ne luăm așa, dacă ne influențează și prietenii în alegerea activităților. Eu vreau să vă spun, așa vouă, celor care sunteți astăzi invitații mei, că voi sunteți ca niște vedete aici la emisiunea noastră, iar... telespectatorii noștri de acasă pot învăța foarte multe lucruri de la voi, adică poate sunt copii care încă nu și-au ales o activitate și de aceea aducem din mai multe domenii pentru a-i îndruma pe fiecare să aleagă ceea ce crede că li s-ar potrivi mai bine. Desigur, poate le place mai mult să cânte, poate le place să danseze și de aceea voi trebui să-i convingeți cum ar fi să vină la dansuri, da? Că voi sunteți astăzi aici cu dansul la putere. De ce, nu știu, ați ales voi dansul sportiv și nu ați ales o altă activitate?
Uite, spre exemplu, unii dintre voi mai practicați și altceva, mai întrebați și pe aici, dar nu chiar pe fiecare. Și aș vrea să vă rog acum să-mi spuneți de ce ați ales voi dansul sportiv? Sau de ce dans sportiv și nu dansul popular? Sau voi dansa și dansuri populare? Dansăm și dansuri populare. Dansa și dansuri populare, asta pentru că eu știam că voi dansa și dansuri populare și voiam să văd așa ce-mi răspundeți, dacă se îmbine sau nu. Dar dacă voi dansa și dansuri populare, atunci... Na. Eu știu că dansul sportiv se împarte în două categorii. Nu știu dacă știu eu bine, am citit, că eu nu le am cu dansurile. Latino și standard, mi-am notat eu așa pe hârtie aici. Așa este? Da. Zic bine, da? Ei bine, care secțiune vă place vouă mai mult și, bineînțeles, de ce? Întrebarea veșnică. Adică vă place mai mult dansul standard sau dansul latino? Voi le învățați pe amândouă, nu le învățați, ci care vă place mai mult? Începem de latino. Mie îmi place latino, deoarece trebuie să ținem spatele drept și avem mulți pași de învățat. Din dansul latino, mi-ai spus că îți place mai mult, da? Din dansul latino, făcând parte, îmi poți da un exemplu de dans? Cha-cha. Cha-cha, deci ție îți place mai mult. Ești și mai antrenant, așa, nu? Da. Valsul, să înțeleg că e din secțiunea standard? Da. Am înțeles bine. Acum mai am înțeles despre ce stă treaba. Mie îmi place dansul latino, fiindcă este mult mai repede și învățăm mai mulți pași. Deci latino, văd că este preferat. Haide că facem așa o... La sfârșit vedem care proporție iese mai mare. Mie îmi plac ambele la fel, mi se par ambele interesante și frumoase. Dar așa unul mai mult, mai pentru sufletul tău. Latino. Latino este pentru sufletul tău. Mie îmi plac amândouă secțiunile de dansuri. Ambele, dar unul mai mult. Trebuie să vă placă unul mai mult. Latino. Latino îți place și ție, da? Haideți să vedem ce ne spune fotbalistul nostru, Denis. Mie îmi place standardul, că trebuie să țin, mie îmi place să țin poziția la vars lent. Deci ție îți place standardul, tu ești singurul, da? Bine, de aici din partea dreaptă și stai puțin că mai avem și pe Alex. Deci ție îți place dansul standard, dar care seamănă mai mult cu fotbalul? Niciunul nu seamănă. Alex, standard sau latino? Mie îmi place dansul latino pentru că sunt multe coreografii și mulți pași. Deci ție îți place tot dansul latino. Haideți să vedem ce ne spune și Andreea. Mie îmi plac dansurile standard pentru că sunt foarte elegante și trebuie făcute cu multă bucurie. Să ținem poziția frumos, pașii să fie așa mai înceți. Mie îmi place foarte mult valsul lent și de ea. Am înțeles. Am deci, uite că standard. Avem și, cum să zic eu, un admirator mai mult și pentru partea aceasta de dans standard. Andrei! Mie îmi place cel mai mult dansul latino pentru că este efectuat rapid și are mulți pași. Dar este mai greu? Da. Este mai greu dansul latino? Da, mie mi se pare mai greu pentru că trebuie să le fac pe toate într-un timp rapid. Am înțeles, eu mă gândeam că vă place latino pentru că e mai simplu, eu așa mă gândeam. Mergem și la Ana Maria, care ne spune ce alege ea dintre cele două secțiuni ale dansului sportiv. Mie îmi plac amândouă dansurile, dar eu aleg latino. Latino îți place și ție. E mai... Care ți se pare ție mai cald, așa? Latino. Da, latino. Am înțeles. Diana? Mie îmi plac dansurile standard pentru că trebuie să ții poziția și pentru că te concentrezi mai mult pe ele. Deci dansurile standard. Eu aș zice așa, să facem și o demonstrație pentru telespectatorii noștri, desigur, și să invit eu în platoul nostru, da, pe primele două perechi. Este vorba despre Mihai Octavian Ioca
și partenera sa, Andreea Diana Ion. Și bineînțeles, cea de-a doua, am zis bine? Nu? Deci cine era? Mihnea? Mihnea, așa, Mihnea cu Andreea, da? Și Alex cu Ana Maria? Haide că am nimerit. Ei ne vor dansa samba, din câte am înțeles eu. Aplauze încă o dată pentru Mihnea și Andreea, pentru Alex și Ana Maria. Noi cred că trebuie să luăm și o scurtă pauză de publicitate, după care o să revenim cu micile noastre vedete de astăzi de la școala de dans, Dance Class, antrenate de domnul profesor Nedelcu Ștefan. Publicitate. Mașină. Ma. Macara. Ma. Mașină. Nu. Ma. Macara. Nu. Mati. Matineu la Ateneu. Nu. Matineața. A, da? Ce? O emisiune culturală artistică de radiodifuziune. Unde? La Radio Boom. Cu cine? Cu Florin și Mugur. Ascultă Matineața în fiecare zi de la 7 la 10, de luni până vineri. Noi urmărim. Să fim urmăriți? Păi și nu-i bine. Sunt Simona Bănică și vă aștept în fiecare sâmbătă și duminică de la orele 13 să petrecem 3 ceasuri pur românești cu muzica dumneavoastră îndrăgită și interpreții favoriți. Cântăm lăutare, doar la Radio Boom. Cântăm lăutare. Ai urmărit zi de zi oameni și fapte extraordinare și ai învățat să le vezi. Ai aflat informații și noutăți incredibile și ai învățat să le privești atent. Ai râs, ai trăit intens, te-ai emoționat și ai tresărit.
și ai învățat să te cunoști mai bine. Învață să înveți! Doar la jurnalul TV Sat. Știri la Puterea 11-a, București, Ilfov, Călăraș, Ialomița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brăila, Galați, Tulcea și Constanța. Jurnalul TV Sat. Acolo unde te simți somn, mi-a fost de tine. Direct la emisiunea Peștișorul de Aur. Știți foarte bine că în prima parte v-am făcut cunoștință cu invitații mei, special de astăzi, micile noastre vedete de la școala de dans Dance Class, profesor Nedelcu Ștefan. O să vorbim și cu dumnealui puțin mai târziu și o să aflăm poate mici secrete așa ale unui dansator, pentru că bănuiesc că și domnul profesor este dansator, nu? Adică bănuiesc ca să fii profesor trebuie să treci întâi prin această etapă, așa cum sunteți voi acum. Și aș vrea să continuăm cu o următoare întrebare, ca să mai aflăm un secret două. Aș vrea să vă întreb dacă voi, pentru că am văzut că trebuie să aveți așa niște mișcări și bănuiesc că sunt foarte multe antrenamente pe care voi le executați, dacă voi trebuie să aveți și un stil de viață mai sănătos, poate că aveți interzise anumite lucruri, anumite obiceiuri. Spre exemplu, să vă dau un exemplu, cei care cântă mi-au spus că nu au voie să mănânce așa înghețat înainte de un spectacol sau ceva, pot răci, se pot îmbolnăvi și vocea să nu-i mai ajunge, să nu-i mai ajute. Haideți să vedem de unde începem, unde este. Uite, începem de la Alex, da? Alex, cum stă treaba cu stilul de viață? Stă bine. Stă bine treaba, da? Avem interdicție la anumite alimente, să nu dăm nume așa, dar putem să spunem, poate sucuri, dulciuri, dacă sunt mai interzise? Da, da. Da? Sunt mai interzise? Dar cartofi prăjiți? Nu prea. Nu prea mâncăm cartofi prăjiți. Am înțeles. Haideți să vedem ce ne spune și Denis. Da, unele alimente sunt interzise pentru că sunt nesănătoase pentru corpul nostru și ne afectează organismul. Și ne poți da exemple de astfel de alimente, dar ți-am spus să nu dai nume, ne dai așa categoria din care fac parte. Sucul acidulat, cu cartofi prăjiți și... Dulciuri, avem voie, da. Multe dulciuri? Nu, o bomboană, două într-o zi, da. O bomboană, două, da, atât, da. Într-o zi, păi și un cor, ceva, o felie de tort. Nu știu. Nu știi din astea, tu nu n-ai mâncat. Mănânci, da, bombonele. Am înțeles, eu am glumit așa, dragii mei, să știți, să nu vă supărați pe mine, sunteți foarte simpatici. Mergem la Alin. Da, unele alimente sunt interzise. Unele alimente sunt interzise, dar cu somnul, cum stă treaba? Trebuie să ne odihnim mai mult, poate, înainte de o competiție sau poate chiar și înainte de un antrenament. Trebuie să aveți un anumit număr de ore de somn. Cum e? Da, trebuie să ne culcăm de vreme ca să fim odihniți pentru antrenamentul care vine a doua zi. Îmi poți spune cum arată așa o zi din viața ta în care ai un antrenament, să spunem, și cu școală? Adică când te trezești, la ce oră? Mă trezesc la 6:30. Da. Mă îmbrac, mă spăl pe ochi și pe mâini, mănânc, după aceea mă duc la școală. Până la ce oră? Până la 12, la școală. Așa. La 12 fără un sfert. După aceea, de la 1 până la 3, mă duc la informatică.
Și de la 7:30 până la 9 avem dansuri vinerea. De la 7:30 până la 9, că am zis să-mi descrieți o zi în care aveți voi un antrenament. Și la ce oră ne băgăm în pat la somn? La 9:30. Am înțeles, deci ajungem acasă, mai facem o baie și gata, somn, da? Da. Foarte bine, că trebuie să ne odihnim pentru a doua zi. Mihnea? N-avem alimente interzise, numai că nu trebuie să mâncăm mult. Deci tu pe principiul acesta mergi, da? Da. Trebuie să nu mâncăm mult, mâncăm echilibrat din fiecare, da? Da. Dar voi trebuie să nu depășiți o anumită greutate sau... Adică sau vă e mai greu să vă mișcați după aceea? Da, nici să mâncăm foarte mult și să nu mai putem să mai dansăm. Nu trebuie să ne îngrășăm, dar nici să fim foarte slabi. Dar, spre exemplu, înainte de un antrenament, putem să mâncăm ciorbă înainte de a pleca de acasă? Sau ajungem acolo și când dansăm... Ne bultâcâie ciorba în burtă, cum s-ar spune pe românește, și nu mai putem face nimic. Nu. Eu am pățit asta odată la sală, m-am dus și am mâncat niște sarmale înainte și nu puteam să mai fac nimic acolo. M-am oprit, nu mai puteam să mai fac nimic. De aceea v-am întrebat. Deci nu prea mâncăm ciorbă înainte. Nu. Nu mâncăm ciorbă. Ce ne spui tu, Bianca, despre stilul de viață? Pe care trebuie să-l aibă un dansator profesionist, așa ca voi. Nu prea este mâncare interzisă, dar trebuie să mâncăm puțin ca să nu ne îngrășăm și... Și cu somnul, cam regulile care le-am mai spus, da? Da? Ne spui ceva nou, Mihai? Da, avem alimente neinterzise. Da. Sucul și dulciurile. Sucurile și dulciurile. Foarte simplu, dragi mei. Puteți și voi să aveți un stil de viață sănătos, de a să scoateți zahărul din alimentație și sucurile, să vedem câți dintre voi rezistă. Că e destul de greu, mai ales pentru voi, copii fiind, bănuiesc că e mai greu. Și somnul, câte ore ne odihnim pe noapte? 8-9 ore. Super! Eu nu cred că există vreun aliment interzis pe care noi să nu-l putem consuma, dar să nu mâncăm foarte, foarte mult. Deci și tu te bazezi pe echilibru așa între alimente. Nu știu, ne dai și alte sfaturi? Înainte de o competiție aveți anumite interdicții mai... Păi să ne odihnim în primul rând. Da. Și să avem energie. Să aveți multă energie. Andrei. Eu am alimente interzise, dulciurile și sucurile acidulate. Deci nu bem sucuri, nu mâncăm dulciuri. Și dacă ți-e poftă? Mănânc o bomboană, două. O bomboană, două. Deci tu cu bombonelele. Dar înainte de o competiție aveți ceva mai... Da. Strict sau mai interzis? Da. Ce anume? Eu nu beau ciorbă sau suc înainte ca să de... nu mi se bâltâche în burtă. Să nu se bâltâche, așa cum am spus eu. Dar, spre exemplu, uite, știi ce voiam să te mai întreb? Voi așa produse de fast food aveți voie? Cum ar fi cartofii prăjiți? Din când în când. Din când în când, deci mâncăm mai răruți. Haideți să vedem Ana Maria. N-am un aliment pe care să nu-l... Să nu-l mănânci? Da. Numai să mănânc mai puțin, că să nu ne îngrășăm, că după aceea nu mai putem să dansăm. Nu te mai încap nici rochile. E o problemă asta, că la cât costă la voi o roche, e o problemă și asta cu încăputul. Dar voiam să vă întreb așa, voi trebuie să stați, că am văzut că la dans trebuie să stai foarte drept. Trebuie să mă mai corectez și eu ce-i drept, așa, din când în când. Trebuie să stați așa mereu, adică să aveți o poziție mai dreaptă și mai corectă mereu? Da, mereu. Mereu, adică și la școală, și acasă, și când scrieți temele, și când... Da? Da. Cam așa trebuie. Diana? Eu nu spun că nu putem să mâncăm orice, numai că să mâncăm mai puțin. Mai puțin? Da. Mai puțin? Cum înseamnă mai puțin? Adică să nu mâncăm mereu. Adică dacă îți dă o porție de
orice mâncare, da, să nu mănânci aproape tot. Nu mâncăm aproape tot, mai lăsăm și, și în farfurie, da? Da. Vă mulțumesc tare mult, ați mai aflat și voi, dragii noștri, un sfat. Oricum, acestea sunt sfaturi bune așa pentru, pentru toată lumea, dar să vedeți că dacă vreți să mergeți totuși la o astfel de activitate, trebuie să aveți grijă și cu lucrurile acestea și să țineți cont de ele. Zic să mai dansăm puțin, dacă tot am vorbit noi de, de poziție și de așa, dansăm cea-cea. Cea-cea, așa. Și ia să vedem noi ce pereche am eu aici. Alin cu voi mă corectați dacă nu zic bine, cu Diana. Zic bine, da. Și avem Denis cu Bianca. Și Denis cu Bianca. Păi așa să dansăm atunci și să dansăm cea-cea, să fie voie bună și să fie dans latino, bănuiesc că este. Am zis bine. Mulțumesc tare mult, dragilor! I-ați urmărit pe Alin Ionuț Neagu cu partenera sa Diana Teodora Gogu și pe Denis Marian Tarău cu partenera Bianca Maria Ștefănescu cu un cea-cea frumos, un dans latino. Mai cântăm și eu, mai vorbim puțin și am să vă întreb cine se ocupă de ținutele voastre, de la coafat până la rochițele pe care voi le purtați. Cum stabiliți voi culorile, modelul, dacă există, nu știu, o rochiță, nu de bază, dar adică pentru începători care trebuie să o aibă cei care sunt la început, sau dacă putem să ne facem așa orice model de roche. Începem de la tine, dragă Diana? La începători sau la tot felul de danse putem să avem orice rochie. Ne alegem noi modelul și ne-o face. Am înțeles. Și voi de ce ați ales modelul acesta așa? Pentru că e frumos. Pentru că e frumos, pentru că vă place. Ana Maria, văd că tu ai așa un alt model de rochie. Uite, tu ai da, un număr. Da, eu am ales modelul ăsta pentru că este mai diferit decât celelalte rochii. Deci tu l-ai ales? Eu. Tu ești alegătoarea ținutei și după aceea trebuie să mergeți la o doamnă croitoreasă care le execută special sau oricum așa putem să o facem și acasă sau... Mie mi-a făcut o mamă acasă. Ți-a făcut o mamă acasă, e foarte, foarte frumoasă, să știi. Și tu ai ales roșu?
Da, eu l-am ales. De ce ai ales roșu? Pentru că îmi place culoarea roșu. Pentru că îți place roșu. Ia să vedem la băieți cum e treaba cu ținuta, Andrei. Păi, o ținută de bază este formată din cămașă albă și papion negru și pantaloni negri. Și pantaloni negri. Și trebuie să aibă, văd, o talie mai înaltă așa pantalonul. Văd că nu-i chiar da. Așa oricum. Și la avansați body, dacă da, nu poți au să cămașa. Te ridici puțin să te vedem? Ia! Așa, ne ridicăm, uite, stăm la cameră așa să ne vadă colegii noștri mai bine. Deci, vedeți, pantalonul este mai... stăteai bine acolo. Pantalonul este mai înalt așa și văd că e puțin evazat. E puțin evazat pantalonul. Deci nu este așa oricum. Poți să te și întorci să faci o piruietă. Îți mulțumim, Andrei. Și la avansat și spuneai tu că e body. Deci nu putem să avem body la începători? Nu putem. Așa. Andreea, eu cred că și la începători, dar și la avansați, nu contează ce fel de rochi avem, numai să fie de concurs. Să fie de concurs. Uite, văd că și tu ai ales o culoare puternică, o culoare... Tu te vezi de pe tot ringul? Sper că da. Sper că da, deci să te vezi pe întreg ringul. Culorile acestea puternice, așa am văzut că se poartă foarte mult așa în lumea dansului sportiv. Sunt frumoase, dar sunt greu de găsit? Unele culori, da, sunt, dacă le vrem fix pe acelea. Tu ai ales culoarea aceasta? Da, eu am ales-o. Tu ai ales culoarea. Am înțeles. Deci voi vă alegeți în mare, așa, culoarea, ținuta. Mihai! Eu cred că și la începător trebuie să purtăm body, papion și pantaloni negri. La începători, cămașă albă, papion și pantalon negru. Am înțeles. Deci la băieții treaba simplă. Ori da. Cămașă, ori body, da. Nu putem să faci. Dar tu nu poți să-ți faci cămașă roșie? Nu. Nu? N-aveți voie? Nu. Am înțeles cum stă treaba. Deci numai fetele au această da. Varietate așa de culori și de a alege rochile. Da. Ce ne spui tu, Bianca? Văd că tu ai o rochiță chiar cu dantelă. Te poți ridica și tu să arătăm și o ținută de dansatoare, da, cum arată. Și poți să ne faci și o piruietă. Așa, ia uitați ce frumoasă este. Adică toate sunt frumoase. Mă refer așa ca model, ce frumoase sunt. Ce ne spui despre ținuta ta? Eu am ales modelul, fiindcă mi-a plăcut foarte mult această dantelă. Dar văd că trebuie să fie așa puțin, nu știu cum se numește, cloș, cum se numește acest model, nu știu cum, adică să formeze așa, da. Când te învârți, să se facă frumoasă, nu? Da. Nu mulată, nu putem să dansăm cu o rochie mulată. Nu. Deci nu putem să ne alegem chiar orice model așa, nu? Și culoarea tot eu, fiindcă mi-a plăcut foarte mult acest roz. Acest roz așa foarte frumos, e foarte frumos, dar despre încălțăminte, ce îmi spuneți? Încălțămintea este făcută, cumpărată. Pe comandă? Da. Deci este o încălțăminte executată pe comandă, nu putem să dansăm cu orice pereche de pantofi pe care o avem acasă sau de sandale? Nu. Eu pot să dansez cu aceste sandale? Nu. Nu pot să dansez, vai, dar ce nu, așa ați spus de mă simt și prost că m-am încălțat așa astăzi. Deci nu se poate cu aceste sandale să dansez, dar acești pantofi, când vă rămân mici așa, cum faceți? Cumpărați alții? Da. Și sunt scumpi? Așa și așa. Sunt așa și așa. Dar se poate întâmpla ca pantofii aceștia să ne facă pătături sau răni sau așa, sau... fiind special, totuși făcuți pentru acest lucru, nu prea se întâmplă. Nu prea se întâmplă. Nu prea se întâmplă. Cum să înțelegeți și voi, dragii noștri, de ce trebuie să ne încălțăm cu astfel de sândăluțe. Dar stai puțin, că mai avem o întrebare la tine, la fete, de aceea, că după aceea trec și la încălțămintea de băiat. Voiam să te întreb dacă poți să ieși cu ele și pe stradă sau să le porți așa, oriunde. Nu, fiindcă se murdăresc. Se murdăresc. Am înțeles. Haideți să vedem Mihnea, da? Și la începători și la avansați trebuie body,
Body, papion, pantaloni negri și pantofi. Da, și despre pantofii de băieți ce ne spui? Văd că au șiret. Da. Dacă se desface șiretul când timp ce dansezi? Dansezi în continuare. Și când dansezi în continuare și cum faci cu șiretul? Cu ochii la șiret și cu ochii la parteneră și cu... Cum e aia? Cu ochiul la cu ochii la slănină și cu unul la... Ce eram? La măslină sau cum? Așa, și cum facem cu pantofii? S-a întâmplat vreodată? Da. S-a întâmplat să ți se deschide șiretul? Da. Și nu te-ai împiedicat? Nu. Nu te-ai împiedicat. Foarte bine, deci sunteți adevărați profesioniști. Alin? Eu cred că și la începători și la avansați trebuie să purtăm body și pantalonii negri. Am înțeles, dar de ce papion? Nu vă ține la gât papionul? Nu puteți să puneți o cravată? Este indicat papionul pentru că arată mai elegant. A, este mai elegant, da? E mai elegant papionul. Și cu pantofii? Și... Mergi cu ei și la școală? Nu. Nu mergi cu ei la școală? Nu. Dar, spre exemplu, se pot, nu știu... Așa, ție ți-au făcut vreodată bătături sau ceva? Niciodată. Te jenează? Nu te jenează. Deci sunt comod, o să-mi iau și o pereche, o să-i por pe stradă, ce dacă. Fotbalistul nostru, Denis? Fotbalist și dansator? Nu, dansator și fotbalist, că ești invitat în calitate de dansator la noi. Eu cred că și la începător se poartă body, dar și cămașă cu pantaloni, da. Da. Mă văd, colegul tău de lângă tine nu e tocmai de acord cu papionul, așa că el nici nu are, abia aștept să ajung la el, dar e foarte simpatic. Expresia lui așa e una, să uite așa la tine și face că tu spuneai acolo că trebuie purta papionul, el... Adică ca și cum, ce crezi că eu fără papion nu pot dansa sau cum stă treaba? Lasă că ajunge și la tine. Poți să joci fotbal cu pantofii? Nu. Nu putem juca fotbal. Pentru... Dar cu Adidas am putea dansa? Dacă te-ai strădui așa puțin? Da. Mai poți totuși la un antrenament cu ceva? Cu pantofii nu poți să joci fotbal. Că dacă driblezi, pășești... Am înțeles. Pășești strâm și te doare piciorul. Da. Alex, cum e treaba cu papionul ăsta? Păi... Este elegant. Așa. Și frumos. Dar ție nu-ți place? Nu, a uitat mama să nu știam că trebuie papion. Am înțeles, deci mama e de vină că a uitat. Dar văd că tu ai altfel de... Tu nu ai revere așa la cămăt. Tu ai altfel de ținută. Da, pentru că mama n-a găsit această ținută și a umblat tot orașul și n-a găsit. Am înțeles, deci a căutat mama în tot orașul. Dar să știi că tu ești foarte frumos așa. Eu zic tu să nici să nu spui papion. Mulțumesc. Așa, lasă, tu stai fără papion. Ești mai, uite, te deosebești. Ești unicat, ești Alex fără papion tu astăzi. Eu zic să și dansăm, da? Să continuăm cu Jive. Sunt expertă deja în aceste dansuri. Jive este un dans, desigur, latino. Am nimerit-o și pe asta, îmi face semn domnul profesor din spate că da, am zis bine. Deci este un dans latino extraordinar de frumos pe care îl veți urmări în continuare cu perechile Mihai Octavian Ioca, cu partenera sa Bianca Maria Ștefănescu și mai invităm alături de noi pe Andrei și pe Andreea Diana Ion. Să urmărim Jai. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I ask her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. Well, after why could you die? See you later, alligator. And after why could you die? Now that you know you're in my way now, well, can't you see you've got my style? Well, I thought.
I want you to hold me. It nearly made me lose my hat. Well, I don't thought of what you told me. It nearly made me lose my hat. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. And after a while, look at that. See you later, alligator. And after a while, look at that. Don't you know the river waiter? Well, can't you see you've got my style? Aplauze pentru Bianca Maria Ștefănescu și Mihai Octavian Ioca, pentru Andrei și Andreea Diana Ion, cele două perechi pe care le-ați putut urmări mai devreme cu un jive. Ați obosit de tot, acum nici nu mai puteți vorbi, mai sunteți și aici lângă mine, dăm microfonul mai departe atunci și o să vă întreb, bineînțeles să-mi și răspundeți, o să vă întreb care a fost primul pas învățat, dacă vă mai amintiți, sau dacă există un prim pas care trebuie prima dată învățat. Avem un pas de bază? Da. Da? Da. Și care ar fi acesta? Sau ne-l poate arăta cineva? Ne-l poți arăta tu? Uite, o avem pe Andreea. Nu, ba da, pe Andreea, da. Andreea, care cum e? Uite, ne spune, ne vorbește Ana Maria și ne arată Andreea, da? Ia să vedem, Andreea, cum? Care este pasul de bază? Deci? Sunt mai mulți, nu e unul singur. Da. Deci acesta este pasul de bază. Deci poziția inițială este... Cum este? Ia să vedem. Hai să comentăm noi, Ana Maria. Ia, mai stai acolo un pic în fața, Andreea. Deci poziția este dreaptă, da? Dreaptă. Așa, cu picioarele... Umerii apăsați. Umerii așa, da, da, apăsați. Cum facem cu picioarele acolo? Văd că unul e așa, unul e puțin îndoit. Da. Așa. Piciorul pregătit. Piciorul este pregătit, nu îndoit. Așa. Și? Și? Unde ne îndreptăm? În ce parte? Stânga, dreapta, față sau spate? Dreapta. În dreapta ne îndreptăm. Așa. În spate și după aceea în dreapta. În spate și în dreapta, da? Deci acesta este pasul de bază. Și ne mai spune și... Este format din rock, step și șase. Adică, ia să vedem cum e. Rock, step. Ia, vino și tu în față. Și cu microfonul, ia să vedem dacă ne descurcăm. Rock, step este acesta și șase, pasul dintr-o parte. A, deci băiatul e în stânga și fata e în dreapta? Sau nu contează? Nu contează. Mai aproape microfonul. De exemplu, dacă stau cu fața acolo, fata trebuie cu fața în cealaltă parte. Am înțeles, gata, am înțeles cum este treaba. Deci așa e, o multitudine de denumiri și de definiții și voi le știți pe toate? Adică dacă domnul Nedelcu vă spune, mai acum facem un din ăsta șase, nu știu cum, așa, da. Voi știți imediat ce trebuie să faceți? Da. Dar au denumiri și alte denumiri? Alți pași au alte denumiri, bănuiesc, nu? Da. Aha, de ce e complicat, nu-i chiar așa simplu, vedeți? De ce ne trebuie ani de zile și trebuie să învățăm mereu. Deci aceasta a fost treaba cu pasul. Acum aș avea așa o întrebare pentru fete, ținând cont că... deși eu aveam o întrebare pregătită, dar întrebarea mea nu prea se pliază cu invitații mei de astăzi. Adică eu văd că în platou aici, la Peștișorul de Aur, avem mai puține fete comparativ cu băieții. Și eu tocmai ce mă pregăteam să întreb dacă ca fată este greu să-ți găsești partenerul, ținând cont că poate fetele înclină mai mult spre dans. Dar mai avem și alte invitate în spate, sunt mai multe fete. Bineînțeles că vom afla răspunsul la această întrebare după o scurtă pauză de publicitate și poate le invităm și pe venitele noastre mai târziu, da? Publicitate.
1 noiembrie, Radio Boom vă prezintă un nou proiect, Fabrica de Hituri, locul unde noi muncim pentru voi. Mai exact, facem producție de hituri. În fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 11 la 14, Florin Dumitru vă așteaptă pe toate frecvențele noastre cu noutățile în domeniu. Urmăriți episoadele preferate din Cartea Cărților oricând și oriunde doriți. Călătoriți în timp alături de Cristioana și Memo și descoperiți cele mai fascinante istorisiri biblice. Veniți să ne închinăm lui! Comandați acum setul de DVD-uri. Cartea Cărților. Aventuri prin lumea Bibliei, chiar la tine în casă. Termini școala generală și vrei să investești în viitorul tău? Alege Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil, fostul liceu contactoare, care pune la dispoziție absolvenților claselor a 8-a din municipiu și județ locuri pentru învățământul tehnic liceal în următoarele domenii. Domeniul electric, tehnician în instalații electrice, 28 de locuri. Domeniul electronic automatizări, tehnician operator telematică, 28 de locuri, intensiv engleză, și tehnician operator tehnic de calcul, 28 de locuri. Domeniul media și tehnici poligrafice, tehnician operator, procesare text-imagine, 28 de locuri, intensiv engleză. Pentru învățământ profesional sunt disponibile în domeniul electric 28 de locuri pentru electrician joasă și medie tensiune și 14 locuri pentru electrician în construcții. În domeniul mecanic sunt disponibile 14 locuri de strungar. Singurul liceu tehnologic din Buzău cu predare în regim intensiv engleză și cu profile unice în regiunea de sud-est, media și telematică. În învățământul profesional se asigură locuri de muncă la operatorii economici, la care se face practica și continuarea liceului la seral. Elevii primesc burse de la agentul economic în afara burselor de stat. Pe timpul practicii la angajator pot fi angajați cu normă redusă. Investește în viitorul tău! Alege Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil din Buzău. Elmas Boutique, magazinul garderobei tale, te face să revii de fiecare dată cu plăcere. Te așteptăm și pe tine în strada Bulevard 1 decembrie 1918, bloc D17, parter, lângă Loto. Sunt Simona Bănică și vă aștept în fiecare sâmbătă și duminică de la orele 13 să petrecem 3 ceasuri pur românești cu muzica dumneavoastră îndrăgită și interpreții favoriți. Cântăm lăutare doar la Radio Boom. Acolo unde te simți somn, mi-a fost de tine. Afaceri, investiții, legislație, locuri de muncă, sfaturi competente în formare profesională. Prahova Economică. Informația înseamnă putere. Doar la TV Sud-Est.
joi de la 19:30 și în reluare duminică de la ora 12. Din pauza publicitară v-am spus că ni s-au mai alăturat invitații. Este vorba de Monica, Nicoleta, Șerban, Dobre, Alexandru Ionuț și Maria Andra Tarău. Bine ați venit și voi, dragii noștri. Nu am apucat așa să vă întreb foarte multe, dar întrebarea următoare, uite, o începem cu voi, adică aștept răspunsuri desigur și din partea voastră. Și aș vrea să vă întreb, dacă am vorbit noi de pași, am vorbit de una de alta, aș vrea să vă întreb cam câte ore pe zi de antrenament faceți voi pentru a realiza aceste dansuri. Începem de la Diana. Noi, ca să facem aceste dansuri, facem câte 2 ore pe zi de antrenament și vineri de la 7:30 până la 9, adică o oră. Adică o oră, da? Așa. Uite, invitații noștri de astăzi, adică care ni s-au alăturat mai târziu, de unde sunteți voi? Să faceți și voi o autocaracterizare, așa, să-mi spuneți numele voastre, că eu am prezentat așa, dar v-am prezentat, nu se știe care, cine este, da? Și trebuie să-mi spuneți și voi numele, vârsta, școala unde învățați, clasa. Noi suntem în Vadul Pașii și... Cine ești tu? Tu ești? Șerba Monica Nicoleta. Așa, Monica, ce clasă ești? A doua B. Și ce vârstă ai? 8 ani jumate. Da, și înveți la școala? Gimnazială Vadul Pașii. Foarte bine. Următoarea este Maria, bănuiesc, nu? Stau în Bajani, mă numesc Taro Maria Andra, fac 11 ani, școala gimnazială Vadul Pașii și sunt clasa 4A. Și de ce ai ales tu dansul sportiv? M-am văzut pe mai mulți și mi-a plăcut. Pentru că ți-a plăcut, da? Și ai văzut la mai mulți, mulți prieteni de la tine din Blăjan de acolo dansează? Sau din Blăjan parcă ai zis că ești, da, nu? Așa, dansează mulți așa? Au dansat mai de mult. Au dansat? Mă gândeam că e o, așa, o comunitate acolo de dansatori născuți, mă gândeam. Deci... au dansat și ei, da? Da. Haideți să dăm microfonul și lui Alexandru, care mi s-a alăturat și el mai târziu. Alexandru, tu la ce școală înveți și de unde ești? La școala gimnazială Vadul Pașii, clasa a 3-a, am 9 ani, aproape fac 10 ani. Da? Și de ce ai ales dansul sportiv și nu ai ales fotbalul? Pentru că îmi place dansul. Pentru că îți place dansul. Foarte bine. Și îți place veselia, da, și voia bună, da. Am înțeles că o să ne dansați și voi astăzi ceva, da? O să ne dansați un dans, dar puțin mai târziu, da? Acum să continuăm cu întrebarea noastră, cu antrenamentul zilnic, da? Andrei, câte ore de antrenament facem? Poate mai, nu știu, mai exersăm și acasă? O sâmbătă și duminica facem o oră jumătate. Două. Așa, două ore. Câte și... 2 ore, da? Și joi și vineri facem o oră jumătate. Am înțeles, câte una și jumătate. Deci într-o zi o oră și jumătate, într-o zi o oră și jumătate, 2 ore. Sâmbătă 2 ore, duminica. Da. A, și pauză? Pauză, da, nu mai avem pauză, nu? Deci, cam câte ore facem de antrenament într-o săptămână? 7. Andreea, câte ore? Vreo 7.
vreo 7 ore de antrenament într-o săptămână. Asta încercam eu să vă spun, dragii noștri telespectatori, că dansul pentru mulți este o relaxare, dar pentru mulți este o adevărată muncă, da? 7 ore pe săptămână e o adevărată muncă, da? Avem aici pe Mihai, da? Mihai, cum te descurci? Adică cum se mină școala cu dansul? Cu și alte activități pe care le mai avem așa de desfășurat? Nu, nu mai avem activități pe care le desfășurăm. Nu, așa, teme, mă refer, o plimbare în parc cu prietenii, ceva? Da. E puțin mai greu, trebuie să ne gestionăm bine timpul, nu? Dar dacă o facem din plăcere, totul e perfect și frumos, da? Ce ne spui și tu, Bianca? Rămâne timp și pentru școală și plimbări în parc. Acasă te antrenezi? Mai dansezi și pe acasă? Câteodată. Dar așa, ca să zicem, unde îți pui tu în aplicare cunoștințele, da? Unde? La o petrecere, la un bal, la o serbare, la școală? La o serbare, la școală. Deci putem, dar la o nuntă? Ai dansat așa vreodată să lași toți invitații mască, să faci tu valsul, mai ceva, cum l-a făcut Mireasa? Nu. N-ai făcut lucrul acesta? Nu. Trebuie neapărat să faci, să vezi tu cum o să rămână toți invitații mască așa și o să rămână șocați, da? Și bineînțeles că o să primești tu cele mai multe aplauze. Dragă Mihnea, tu ai pus în aplicare undeva? Nu. Decât așa, pe la școală. Pe la școală, vă mai pune doamna să mai dansați la sfârșit, la serbarea școlară? Da, și mai avem câteodată niște activități. Activități cu școala de dans sau activități separate? Separate, la școala unde învăț. Și am timp și să învăț și să-mi fac temele și să mă plimb și să fac și dansuri. Da. Ce la școală, spre exemplu, așa, cum merge treaba cu învățatul, cu școala, cu dansul, cu activitățile? Bine. Bine? Te descurci bine și cu școala? Da. Ești printre primii? Da. Ești printre primii, deci ai note bune? Da. Ce note ai? Foarte bine. Foarte bine, așa, deci să înțelegeți că invitații mei de astăzi sunt și foarte deștepți, da, și nu neglijează școala. O să-l întreb eu pe domnul profesor dacă cumva vă sancționează și din cauza notelor sau ceva. Cine știe, poate există și o astfel de sancțiune, poate se interesează la părinți ce note aveți și după aceea ce zice, băi, trebuie să ne ocupăm și de școală și de dans, trebuie să facem două lucruri bine dacă ne-am ales asta, nu? Așa face un adevărat profesionist. Alin, vreau să te întreb dacă cu domnul profesor, cu școala de dans, voi organizați serbări sau, nu știu, activități acolo unde vă demonstrați voi tot ce ați învățat. Uite, spre exemplu, astăzi că ați venit la emisiunea noastră, este o activitate și o oportunitate, ați ajuns prin școala de dans, da? Altfel, nu vă invitam eu așa, nu știam de voi. Da. Mai sunt și altfel de activități de genul acesta? Organizăm concursuri și acolo vin mai multe... Sunt competițiile, da? Competițiile, da. Și acolo ce se întâmplă? Vin mai multe perechi și băieți și fete solo și sunt câteva grupe. Adică... Și trebuie voi să ieșiți în evidență. Sunt da. Și din alte orașe? Da. Care a fost ultima competiție la care ai participat? Sau dacă ți amintești, dacă... A fost la sala sporturilor acum un an. Da. Și am obținut eu și cu partenera mea locul 4. Felicitări! Și a fost o competiție la nivel național, județean, local? La nivel local am înțeles că a fost competiția. Păi, felicitări! Înseamnă că ați dansat bine, dacă să obții locul 4 așa din mai multe... Și erau mai multe școli de dans?
Nu? Era între voi, așa, da. În școala voastră de dans, da? Felicitări încă o dată. Denis, tu cu ce palmares așa te mândrești? Ce premii ai obținut? Sau nu ai apucat să participi la competiție? Ba da, am apucat. Ai apucat să particip și? Și primesc... Ce-ți da acolo? După ce dansezi, tu te chinui, tu înveți 7 ore pe săptămână, așa, de 7 ore pe săptămână, și cu fotbal, și cu asta, și cu asta, și la sfârșit, ce primim? Cupe, medalii... Cupe, medalii și ne mândrim cu și ele, nu? Felicitări. Și felicitări. Felicitările sunt cele mai importante. Da. Dar un premiu așa sau o competiție, uite, care ți-a rămas ție întipărită, așa, ți-a plăcut ție poate mai mult acolo atmosfera, poate ți-ai făcut și prieteni noi, cine știe? Nu prea fac prieteni noi la concurs. N-ai timp? Nu, am timp să fac dansuri și... Și voi concurați acolo? Da, nu concurăm. De prietenie, nu? Nu, de concurare e vorba acolo. De așa este, de competiție e vorba, nu oricum. Și, Denis, voiam să te întreb, totuși, unde ți-a rămas ție așa o competiție? Care ți-a rămas ție? Ultima competiție care am făcut-o. Aceasta la Sala Sporturilor? Da. La Sala Sporturilor, a fost frumoasă. Da. Da? Ce spui, Alex? Ai vreo amintire din timpul unei competiții? Una tristă, veselă? Am una veselă. Veselă, ia povestește-ne. La Sala Sporturilor. Așa, ce s-a întâmplat? Am luat locul 5. Ai luat locul 5. Felicitări. Și s-a întâmplat și ceva special, așa? Uite, amuzant sau tragic? Nu. Dar poate rămâne aceasta o amintire că Denis este fără papion, nu? Ca Alex, am greșit, Alex. Alex, deci poate rămâne așa ca o amintire pentru tine, da, să o notezi așa într-un carnețel. Eu zic să mai și cum îi zice, să mai și dansăm ceva. Și o să-i invit pe uite, pe Mihai Octavian Ioca cu partenera sa. Ia să vedem noi cine este. Bianca, da? Bianca Maria Ștefănescu, da? Zic bine? Așa, da, voi puteți să vă ridicați, da? Și să mai danseze și uite, Andrei cu Andreea Diana Ion. Da? Eu sper să nu vă încurc perechile voi să dansați cum vă strig eu aici, da? Să-mi spuneți, uite, nu e perechea mea. Să urmărim un dans de samba, un dans latino, foarte frumos, puteți să încercați și voi acasă. Yeah.
vă mulțumesc tare mult. Vă invit aici pe scaune alături de mine și zic să mai dansăm și cu alte perechi, da, ca să apuce toată lumea să ne danseze toate stilurile de dans. Și o să invit alături de mine pe Mihai Andrei Troncaș cu partenerea sa. A, da, Andreea, ai mai dansat odată? Da, auzi, mai poți? Bine, atunci Andreea, Diana Ion și Alex Cristian Bădescu cu Ana Maria Gabriela Mihai. Aplauze pentru pe cine am avut noi aici. Ia stați așa, Mihnea Andrei Troncaș cu Andreea Diana Ion și Alex Cristian Bădescu cu cine am avut, cu, ia să vedem, cu Ana Maria, da? Acum o să dansăm cu aceleași perechi și un dans de jive. Aplauze pentru cele două perechi. Vă invit să luați loc pe scăunele, da?
Iar acum cred că este timpul vostru, da, cei care ați venit puțin mai târziu. Monica Nicoleta Șerban, Dobre Alexandru Ionuț și Maria Andra Tarău, da? Și ne vor dansa Cea-cea. Pentru Monica Nicoleta Șerban, Dobre Alexandru Ionuț și Maria Andra Tarău. Cred că ați putut observa și o demonstrație de solo fete, cred că se numește această secțiune, da? Pentru că am văzut că mai nou este introdusă și în competiții. Nu știu dacă de băieți există sau nu, dar de fete am observat că se întâmplă acest fenomen. Și e posibil din cauza faptului că sunt mai multe fete înscrise la dansul sportiv, s-a introdus și această secțiune, așa cum ne-ai demonstrat tu puțin mai devreme. Și chiar aș vrea să te întreb, uite, să iei microfonul și să ne spui, e puțin mai greu să dansezi singur, ținând cont că băiatul cred că ar conduce partenera, așa aș gândi eu? Nu. Nu este mai greu, nu? Dar voi când învățați să dansați, spre exemplu, așa cum dansați voi în perechea, voi învățați întâi dansul individual și după aceea în pereche sau îl învățați cu partenerul din prima, partenerul, partenera? Cum se învață? Singur întâi. Deci individual învățăm dansul, învățăm toți pașii și după care ne putem dansa cu orice partener, nu? Dacă noi știm, știm pașii. Aș vrea să vă mai întreb așa, pentru cei care, spre exemplu, au o parteneră sau un partener și acesta, din diverse motive, se poate retrage din această activitate. Ce faceți? Vă este greu să vă găsiți un alt partener, o altă parteneră? Adică, oarecum bănuiesc că este un fair play față de partener, parteneră, să rămâneți în continuare, nu? Cine vrea să-mi răspundă la această întrebare? Uite, pe cine vrea? Denis? Unde e Denis? Uite, Denis, ia microfonul și... Cum să zic? Păi Raisa s-a lăsat de dans. Raisa fiind partenera ta. Da. Sau partenera care ai avut, o fosta parteneră. Nu, era partenera mea, dar acum nu mai vine la dansuri. Așa, s-a lăsat de dans și? Da, și acum domnul mi-a dat altă parteneră, dar n-a putut să vină azi. Acum. N-a putut ajunge astăzi, dar vă înțelegeți sau era mai bine cu Raisa înainte? Era mai bine cu Raisa înainte. Era mai bine, deci oarecum se leagă așa și o
o legătură, începeți să vă cunoașteți mai bine, poate mă refer și ca pași, ca tot, na, nu, nu, eu nu mă pricep foarte bine cu dansul, asta vreau să înțelegeți voi, știți? Dar încerc să aflu mai multe lucruri de la, de la voi. Dar, spre exemplu, dacă ție, nu știu, nu-ți place de o parteneră, să zicem că domnul profesor îți dă pe cineva care ție nu-ți place, dar eu nu mă refer acum fizic, mă refer așa, poate, da, nu suporți tu, poate are prea multe pretenții, poate cine știe, na, sunt fel și fel de oameni. Ce facem în acest caz? Rog pe domn profesor să-mi dea altă pereche. Că doar fete sunt destule, nu? Da. Așa. Da, se întâmplă să-ți placă de partenera altui coleg? Da. Se întâmplă! Și în cazul de față, cine ar fi? Cine ți se pare ție așa că dansează bine, că ai vrea tu să dansezi cu ea, crezi că te-ai și potrivi? Daria. Daria, nu este Daria aici, da? Nu. Nu este Daria. Daria, te salutăm de aici, de la Peștișorul de Aur. Te așteptăm și pe tine cu partenerul tău de dans, dacă ai unul. Da, este aici? Cine este partenerul? Aoleu, Andrei, ce-a făcut aici? Da, dar ea e acum face teatru și n-a putut veni azi. Am înțeles, deci putem să vorbim, dar doar nu ne aude nimeni decât toată lumea care se uită la televizor în acest moment. Bine, partenerul, ia să vedem ce ne spune. Uite, ai și tu microfonul verde. Vedeți că există și conflicte și așa, că stăm mult de vorbă, cine știe ce aflăm. Cum este Andrei? Tu ai dat-o pe Daria să danseze și Denis? Nu. Nu? Dar tu te înțelegi bine cu Daria, să înțeleg, nu? Așa, așa, așa. Păi, și dacă voi tot nu vă înțelegeți, și Darius, Denis ar înțelege mai bine cu Daria? Da, Daria ce vrea? Vrea să danseze cu Andrei, nu? Adică cu tine sau crezi că ar vrea nu, cu Denis? Nu, ea vrea să danseze cu Mihai. Aoleu, ce triunghi! Credeam că este un triunghi, dar deja s-a ajuns la un dreptunghi aici, așa de relații, bineînțeles, între parteneri de dans, că la despre asta vorbim noi. Dar vă place de Daria, de ce? E mai frumoasă sau că execută mișcările și pașii mai execută corect? Execută pașii mai bine. Deci tu vrei, practic, din punct de vedere profesional, tu ca la fotbal, știi că să cumpără un jucător de colo-colo, că da, e mai bun ca așa profesional, da. Iar tu zici și. Și, deși așa, așa. Dar ea rămâne alegerea ta, dacă vei dansa poate cu Mihai, da, pe care am înțeles că tu Mihai, despre tine era vorba, nu? Da. Așa. Și Mihai, o să te întreb și pe tine după o scurtă pauză de publicitate, bineînțeles, cum să treaba cu Daria, da? Dar până atunci luăm o scurtă pauză de publicitate și o să aveți o mare surpriză după această pauză, așa că rămâneți alături de noi. Publicitate. Imaginează-ți că felul în care te uiți la televizor se schimbă, pentru că tu poți controla timpul. Imaginează-ți că tu alegi când și unde urmărești emisiunile preferate. Cu noul Media Box Horizon de la UPC, totul devine realitate. Vino acum în magazinele UPC să testezi noul Horizon. În plus, ai 50% reducere la abonamentele Play Familia și Play Maxim. Tonic, vesel, exploziv. Se ascultă cu volum Radio Boom, partenerul tău de drum. Evenimente ale săptămânii din 10 județe ale țării și București pot fi urmărite în cadrul emisiunii Zona de Sud-Est. Vă așteptăm cu informații din Buzău, Brăila, Galați, Tulcea, Vrancea, Prahova, Ialomița, Ilfov, Călăraș, Constanța și București în fiecare zi de sâmbătă de la ora 18, numai la TV Sud-Est. Zona de Sud-Est, sinteza știrilor tale. Sportivă. Sociabilă. Sclipitoare. Soție și mamă. Surprinzătoare.
specială, sofisticată, solistă. E Simona. Simona Bănică. Voie bună, joc și cântec, monden și relaxant, dialoguri incitante, emoție, toate doar aici, la Chic cu Simonic. În ultima parte a emisiunii Peșișorul de Aur l-am alături de mine pe domnul profesor Nedelcu Ștefan. Domnul profesor este instructorul, coregraful, profesorul copiilor de mai devreme, invitaților mei de astăzi de la școala de dans Dance Class. Ei bine, vă urez și eu bună ziua și mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația de a fi astăzi prezent în platoul nostru. Și aș vrea să vă întreb, așa ca o primă întrebare, că bănuiesc că sunt și părinți care ne urmăresc în acest moment din fața micilor ecrane. Aș vrea să vă întreb cam care este vârsta minimă, dar și vârsta maximă, la care un copil, o persoană, se poate apuca de acest sport. Bună ziua, vă mulțumim pentru invitație. Mulțumim părinților că au venit cu copilașii aici și au luat din timpul dânșilor. Referitor la întrebarea dumneavoastră, vârsta minimă este de 5 ani, zicem așa, cel mai... Depinde și de copil acum, că na. Bănuiesc că trebuie să aibă puterea, puterea e mult, dar capacitatea de a sta atent, nu? De a duce o oră, o oră. Cam și de a fi atent da, o oră. Bineînțeles, e vorba, la început învățăm mâna stângă, mâna dreaptă, piciorul stâng, piciorul drept și alte chestii din astea, minore. Iar maximă, până la cât vrea omul să vină să încerce să învețe să danseze. Deci nu sunt o cauză chiar atât de pierdută, chiar, da? Chiar pot să mă apuc și eu să dansez. Eu nu prea am așa ureche muzică. A încercat și pe mine mama să mă dea când era mai mică și nu prea mergea. Toată lumea era în dreapta, eram în stânga. Știam care e partea stângă și care e partea dreaptă, dar... Poate n-ați nimerit profesorul care trebuia. Și asta este foarte adevărat, cine știe. Am observat că cei care practică, cursanții dumneavoastră sau așa, mi-au spus că au unele alimente totuși... interzise, unii au spus totuși că nu sunt interzise, dar trebuie să le consume cu măsură. Cam care ar fi sfatul unui specialist, adică al dumneavoastră? Cam care ar fi varianta corectă din punctul dumneavoastră de vedere? Nu neapărat. Bineînțeles, fără băutura acidulată, fără dulciuri exagerate de multe. Ei sunt copii, sunt în creștere. Știți cum e? Dacă îi ținem deoparte de lucrurile astea, departe, atunci ei își doresc mai mult să consume. Moderat. Asta este toată treaba de aici. Au nevoie și de lucrurile astea. Aș vrea să vă întreb, noi facem acum ca un fel de, cum ar fi un test de evaluare la școală, lor le-am pus întrebările mai devreme, da. Am primit niște răspunsuri și acum corectăm. Adică vrem să aflăm totuși varianta corectă, da, din punctul de vedere al unui profesor. Aș vrea să vă întreb despre categoriile de dans, că am spus eu puțin la început că m-am documentat și am găsit standard și latină. Care sunt dansurile care fac parte din clasa de dansuri standard și latină? Da, păi avem două secțiuni, avem clasa standard, aici avem vals lent, tango, vals vienez, slow fox și quick step. Ei dansează și această secțiune, numai că ne trebuie spațiu mai mare la această secțiune. Noi avem sala de 120 de metri pătrați și la concursuri la fel este spațiu mare. Poate altă dată o să demonstrăm, nu știu, poate veniți la noi la sală să filmați acolo. Și în latino avem samba, cha-cha, rumba, paso doble și jive. Ați văzut dintre ele, unele nu le-au dansat pentru că sunt mai grele, ei sunt la început, nu putem să spunem că sunt avansați, sunt la început și e greu să danseze rumba, paso doble, astea sunt dansuri mult mai grele. Pasul de bază, l-am văzut puțin mai devreme.
cam cât timp ar trebui să dureze învățarea acestui pas? Adică bănuiesc că de aici vă cam dați seama dacă o persoană are aptitudini pentru acest sport sau dacă nu. Da. Înainte de pasul de bază, trebuie să punem la punct muzica. Pentru că noi, muzica este cea mai importantă. Deci, înainte de pas de bază, muzica, ritmul. Prima dată bătăim palme și chestii din astea ușoare. După aceea, încercăm cu pași, înainte de pasul de bază, sunt pași ajutători, care ne duc înspre pașii de bază. Da, durează, să zicem, până ajung să facă o coreografie de bază, cam un an de zile. Cam un an de zile. Noi avem acum chiar avem la sală, la studio, avem o grupă de copilași așa de 5-6 ani. De vreo 3 luni de zile am început și aproape suntem cu 4 dansuri să le rezolvăm coreografiile. Am observat că dansurile lor, mișcările, seamănă foarte mult între ele. Dacă o pereche, să zicem că vrea un dans mai personalizat, există această posibilitate? Se pot personaliza în funcție de, de echipă, de pereche? Da. Pentru că, v-am zis, ei sunt mai la început, toți au aceleași coreografii, iar pe parcurs, cu cât urcă și cu cât avansează în clase valorice, pentru că suntem pe clase valorice, se personalizează coreografiile, fiecare au alte coreografii și e mult mai greu să-ți găsești partener atunci. Acum e mult mai simplu, ați văzut că au dansat băieți cu alte fete, care nu sunt perechile lor, da? Pentru că au aceleași coreografii, dar peste, eu zic la ei, preconizez cam peste vreo 2 ani așa, să nu mai aibă aceleași coreografii. Am înțeles, deci va fi totul personalizat. Ce înseamnă aceste clase de care mi-ați spus, da. Clase valorice de care mi-ați spus puțin mai devreme? Da. Puteți defini așa puțin conceptul? Da. Plecăm de la debutanți. Debutanții dansează 2 dansuri, vals lent și cea-cea. Urmează clasa hobby, H, unde se dansează 4 dansuri, adică vals lent, quick step, cha-cha și jive. După aceea urmează clasa E, unde mai punem încă 2 dansuri pe lângă vals lent și quick step, mai punem și valsul vienez la secțiunea standard, iar la secțiunea latino, în afară de cha-cha și jive, mai punem și samba. Și tot așa urcăm. Clasa D, unde mai punem 2 dansuri, la clasa D mai punem la D. Mai punem, de exemplu, rumba, da? Și dincolo mai punem tangoul. Și când tot le așa. Terminăm pe toate și am învățat toate stilurile de dans, toate așa, putem să vă luăm locul? Nu. Nu putem să vă luăm locul? Nu puteți să-mi luați locul. Dar trebuie pentru cei care, să spunem că își doresc să fie în locul dumneavoastră, pentru că bănuiesc că foarte mulți își doresc să facă din acest hobby, din această activitate, o meserie. Se poate face o meserie din acest lucru. Aș vrea să vă întreb, trebuie făcută o școală specială pentru a deveni profesor? Pentru a deveni instructor și antrenor, ei pot deveni instructor la 16 ani, minim 16 ani, dar trebuie să ajungă în clasă valorică D. Deci clasă valorică D, minim 16 ani, se dă examen de instructor, se fac cursuri la Federația Română de Dans Sportiv și după aceea pot crește instructor 2, instructor 1 și tot așa. Acolo bănuiesc că toate cursurile se termină și cu un examen. Da, și da, nu... bineînțeles, fără examen nu se poate nimic. De exemplu, eu am 3 băieți, nu, dacă știți, Alexandru, Drago și Gabi, toți 3 sunt instructori. Bancă, Alexandru este și antrenor, predă la aici, la noi, la școală, că nu putem să facem față. Avem 150 de copii în club. Deci 150 de copii ale familia Dance Class. Dance Class. Foarte mulți felicitări, da? Mulțumim. Așa? Și, deci copilul, fiul dumneavoastră predă aici, ceilalți doi? Ceilalți doi sunt, Dragoș este la facultate, la educație fizică și sport, iar cel mic, Gabriel, se pregătește pentru medicină. Oh, ia uzi, intre, succes! Da. Mulțumim! Mult succes, este bine că unul v-a urmat așa în
activitate. Da, și ceilalți doi ne ajută când au timp, vin și ne ajută, lucrează cu ei, pentru că, de exemplu, și acum Alexandru este plecat la un concurs, este arbitru acolo și ne-am împărțit sarcinile. Eu am venit aici, iar altcineva a rămas în sală cu copiii. Noi cei avem care au astăzi antrenament. Avem antrenamente. Sâmbătă, duminica, avem antrenamente de la 10, începem și terminăm la ora 18. Toată ziua. Toată ziua. Și în timpul săptămânii cam aceeași treabă este. Am înțeles că sunt 7 ore de antrenament pe zi. Pentru ei. Pentru ei, pentru da. Ei, dar noi avem pe săptămână, nu pe zi, mă scuzați. Pe săptămână, dar avem mai multe grupe. Mai multe grupe. Multe grupe. Voiam să vă întreb cu școala, dacă țineți așa o evidență și a notelor de la școală, dacă păstrați o legătură cu părinții în acest sens, dacă au fost copii care au fost pedepsiți, poate pentru că sunt părinți care iau această decizie. Ai luat notă mică la școală, lasă că nu te mai duci la dans, adică taie de acolo de unde îi place copilului cel mai mult. Credeți că este o atitudine corectă? Din punctul meu de vedere nu este corect, pentru că dacă i-ai luat copilului ce îi place cel mai mult, atunci nu e normal. În plus de asta se pierde la antrenament. Dacă ai lipsit și o singură ședință, se vede, se cunoaște. Ei știu, puteți să întrebați și părinții, ei știu lucrurile astea. Da, sunt de acord cu părinții, într-adevăr, trebuie să învățăm, trebuie să avem note bune, trebuie să ajungem cineva în viață, dar antrenamentul este antrenament, nu trebuie să facem... Adică le spuneți cum ar fi totul de la început, cam cum stă treaba, cine alege, cine nu, părăsește, așa cum s-a mai întâmplat în alte cazuri. Ați avut situații sau cazuri, ținând cont că sunt așa de mulți... copii care vin la dansuri, în care să fie ajuns destul, la un nivel destul de avansat și să renunțe într-un final. S-au întâmplat astfel de cazuri? Se întâmplă în momentul în care nu-și mai găsesc parteneri, pentru că fie băiat, fie fată, în momentul în care ai rămas fără partener, atunci este o mare problemă. Nu mai găsim parteneri ori din cauza înălțimii, ori din cauze multiple. Și atunci se încearcă, mai stau un an, doi, așteaptă, dar nu mai reușesc și pierd din pregătire fizică, pierd din toate astea. Da. E... Deci sunt cazuri și cazuri în care se pot lăsa, poate nu cu voia lor neapărat. Da. Sunt și probleme medicale la un moment dat, sunt diverse lucruri. Poate părinții nu îi mai pot susține, poate unii au plecat, de exemplu, la facultate și partenerul i-a rămas aici în Buzău. Bineînțeles că la București acolo avem conexiuni, sunt multe cluburi care cunoaștem și așa, dar e greu de găsit. E greu de găsit. Nouă ne e greu acum să-i schimbăm. Ne e foarte greu să-i schimbăm, pentru că ați observat, se atașează unul de celălalt și ne e greu să-i schimbăm, dar încercăm să-i facem să înțeleagă că trebuie schimbarea. Sportul acesta costă pantofii, am văzut, costă ținuta, costă, dar pentru copiii care, să zicem că poate își doresc, sunt, poate ar avea chiar și calități, se găsesc așa, nu știu, oportunități sau, nu știu, se pot sprijini un suport, ceva? Da, noi, vă spun un caz, noi avem și la pogoanele, noi lucrăm și acolo și avem un copil, chiar e defavorizat, sunt vreo 7 în casă, e foarte greu, părinții nu i-am cunoscut niciodată, n-au venit. Copilul a venit acolo în sală, l-am primit și noi îl îmbrăcăm, noi îl încălțăm, noi îl ducem la concurs. Și e bun. E bun. Copilul e bun. În ceea ce face. Îi place, da. Deci am zis bine că sunteți o adevărată familie și că totuși îi mai și ajutați pe cei care, să zicem, că nu au, dar au dorință. Da, nu-i dăm afară din sală, asta e clar. Chiar dacă, v-am spus, nu-i cunoaștem pe părinți, n-au fost niciodată, dar îi primim. Vă mulțumesc foarte frumos, domnule profesor Nedelcu Ștefan. Acum eu zic să îi urmărim pe invitații noștri de astăzi, să îi urmărim la treabă, dar cu o surpriză, pentru că i-am văzut schimbați, i-am văzut în costume populare. Ne-au spus încă din prima parte a emisiunii că vor dansa astăzi și dans popular. În prima parte vom urmări Ciobănașul, Ciuleandra și Sârba Studenților.
Ați urmărit Ciobănașul, Ciuleandra, Sârba a studenților. Acum aș mai avea o întrebare pentru dumneavoastră, domnule profesor. Aș vrea să vă întreb despre competițiile care au loc anual în toată țara, la noi în județ. Aș vrea să vă întreb dacă ele sunt făcute pe categorii de vârste, pe categorii de clase, că nu mă pricep. Cum este treaba cu aceste competiții? Da, păi, în primul rând, ei nu au ajuns la o competiție națională. În curând o să mergem, i-am înscris în Federația Română de Dans Sportiv. Aceste competiții sunt într-adevăr pe clase de vârste, deci pe vârstă și pe clase valorice. Da. S-ar putea ca la o competiție, dacă nu are clubul respectiv care organizează acea competiție, nu are copiii să concureze, să nu fie clasa respectivă, să nu o bage în program. Nu este obligatoriu. De exemplu, e mai greu la clasa 14-15 ani, cel puțin la debutanți și la hobby. Sunt foarte puțini, pentru că e o vârstă înaintată, 14-16 ani, și atunci se apucă mai puțin de dans. Cei care sunt la 14-15 ani deja sunt avansați. Am înțeles. Pentru aceste competiții există situații în care, nu știu, adică unele sunt, nu acreditate sau... Adică dacă sunt organizate de cine trebuie sau de cine nu trebuie. Că bănuiesc că na, e o adevărată industrie și se fac mulți bani din acest lucru. Da. Ca să organizezi așa ceva, trebuie doar Federația Română de Dans Sportiv să colaborezi și să ai acceptul cu Federația Română de Dans Sportiv. Bineînțeles, să plătești o taxă, nu degeaba. Dar cluburile, de exemplu, cum suntem noi, suntem foarte mulți la club, putem să organizăm concursul nostru intern. Noi în fiecare an organizăm concursul intern al clubului. Și atunci îi și pregătim pentru următoarele competiții naționale și îi
și pentru a-i stimula în interiorul competiției. Bineînțeles că sunt, cum a spus și dumneavoastră, pompoase, sunt pompoase, că sunt concursuri internaționale, dar de fapt nu sunt internaționale, sunt doar vorbe. Am înțeles, mulțumesc încă o dată domnului Nedelcu Ștefan pentru punerea la punct așa anumitor întrebări ale mele, poate și ale voastre, dragilor noștri telespectatori. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit pe parcursul celor două ore. Le mulțumesc și colegilor mei din echipa tehnică, atât de la Buzău, cât și cei de la Râmnic, pentru că ne-am auzit și văzut perfect astăzi. Mulțumesc și magazinului Tandres pentru ținuta mea de astăzi și desigur o să-i numesc încă o dată pe invitații mei. Ei au fost Mihai Octavian Ioca, Bianca Maria Ștefănescu, cu Mihnea Andrei Tronca, Șalin Ionuț Neagu, Denis Marian Tarău, Alex Cristian Bădescu, Andreea Diana Ion, Andreea Ana Maria Gabriela Mihai, Diana Teodora Gogu, Monica Nicoleta Șerban, Dobre Alexandru Ionuț și Maria Andra Tarău. Vă mulțumesc tuturor că ați fost astăzi alături de mine. Mulțumim Dance Class încă o dată domnului Nedelcu Ștefan. Eu sunt Carina Bechir, vă doresc un weekend minunat și bineînțeles rămâneți pe TV Sud-Est. La revedere! Mulțumim! La revedere! La revedere!